Și acum, rapid, deschidem Biblia împreună la Cartea Proverbelor. V-am mai zis eu că cel mai fain zgomot în biserică, știți care e? Data viitoare, nu uitați, dacă e posibil, aduceți Biblia împreună cu voi. Deschidem la Cartea Proverbelor, la capitolul 13, de unde voi citi câteva versete. Capitolul 13 se află într-o secțiune mai mare, care e cuprinsă între capitolul 10 și capitolul 22, versetul 15. Și practic de la capitolul 10 din Cartea Proverbelor până la capitolul 22, versetul 15, avem condițiile binecuvântării. Acum, noi pocăiții avem un arsenal de cuvinte, să nu zic un lexic, un vocabular, și din arsenalul nostru de cuvinte face parte și cuvântul binecuvântat. De obicei, de sărbători, obișnim să ne transmitem unii altora mesaje și, în esență, cam toate mesajele au acolo cuvântul binecuvântare. Când suntem în pană de idei, cel mai la îndemână e să-i spunem unui om, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dar de foarte puține ori ne gândim în modul cel mai real și profund ce înseamnă de fapt acest cuvânt din punct de vedere biblic. Ce este binecuvântarea din punctul lui Dumnezeu de vedere? Și apoi, e binecuvântarea un lucru pe care noi îl putem transmite în mod magic peste viața cuiva, fără ca această binecuvântare să aibă în prealabil vreo condiție? Sau e suficient doar să spunem, sunt pocăit, mă duc la biserică, sunt credincios, sunt creștin, indiferent din ce confesiune fac parte, prin urmare, 100% sunt binecuvântat. Așa cum am zis, noi pocăiții avem un arsenal de cuvinte, am crescut cu ele, îmi aduc aminte, în copilărie, era un frate care folosea deseori la predică cuvântul răgaz. Și tot zicea răgaz și eu credeam că spune aragaz. Și tot mă gândeam, ce are fratele de vorbește așa mult despre aragaz? Altă dată mai era sintagma aia la altă, fire pământească, și tot mă gândeam ce înseamnă firea pământească și mi-amintesc de o discuție pe care am avut-o cu bunicul și l-am întrebat odată, bunicule, ce înseamnă fire pământească? Și până să-mi răspundă el, mi-am dat și răspunsul și am zis, oare fire pământească înseamnă un fir îngropat prin pământ, un fel de împământare? Mai târziu am aflat că, din punct de vedere teologic, nu eram așa de departe. Mai sunt și alte cuvinte care se află în aceeași categorie. De exemplu, cuvântul un de lemn. Nu? Dumnezeu să te ungă cu un de lemnul lui. De câte ori n-am auzit asta, mai ales în contextul nostru penticostal. Unt de lemn. Eu mă gândeam că un de lemnul e un fel de unt bătut cu lemnul. Așa îmi imaginam când eram copil. Și cuvântul binecuvântare face parte din aceeași categorie. Dacă aș veni acum în biserică și voi îndrăzni, pentru că suntem în seara de anul nou, voi îndrăzni să vin înspre biserică, cu toate că transmitem live, să mă gândesc, să îndrăznesc? Hai că îndrăznesc. Măcar lăsăm spre memorie câteva faze care să rămână așa în istoria Bisericii Lumina. Ce înseamnă binecuvântare? Care dintre voi vrea să răspundă la întrebarea asta? Pot să mă apropiu de biserică? Știți cum sunt întrebările astea? Eu întreb și tot eu îmi răspund. Poți să te apropii de biserică. Vrea careva să dea răspuns la întrebarea asta? Copilaș, vreți să răspundeți voi? Cineva dintre copii. Hai să vedem. Îi vreun copil care știe să răspundă la întrebarea ce înseamnă binecuvântare? Știi tu să spui? Nu? Tu știi? Nici unul dintre voi? Tu ai față de predicator. Ce este binecuvântare? Hai să o luăm etimologic. Nu? Binecuvântare. În limba română, e asocierea două cuvinte. Acum, ca să fac pe deșteptul puțin cu voi, voi face și câteva referiri. Mă feresc de limba greacă, pentru că acolo nu știu foarte bună, nu am o rostire foarte bună, dar pot să fac o rostire din latinește. Că oricum, latina e o limbă moartă, la care nu se mai pricepe nimeni. Apropo de faptul că latina e o limbă moartă, mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile am fost într-o familie și în familia aceea era un tânăr care obișnuia să lipsească miercurea de la școală. Și taică-sa și maică-sa nu știa de ce l-apucă o boală subită miercurea. Știți că unii se îmbolnăvesc în anumite zile, în funcție de orarul pe care l-au la școală. El, miercurea, avea limba latină și l-o omora limba latină.
Și părinții, neavând, nu știu, abilitatea de a discuta cu băiatul lor, mi-au zis: frate, nu știu ce-i cu el. Dar boala asta lovește așa subit de fiecare dată. Am stat de vorbă cu el și am aflat că, de fapt, problema era cu limba latină. Și eu, ca să-l încurajez, i-am zis, mă, dar cum se frică ție de limba latină? Că e o limbă moartă. Zice, da, limba e moartă, dar profesorul nu. Problema asta era. Așadar, cuvântul binecuvântare e asocierea a două cuvinte care înseamnă a vorbi de bine. Și în limba greacă, cuvântul folosit în Noul Testament este de fapt același lucru, cuvântare de bine. Acum, faptul că eu vorbesc de bine despre un om contează, dar în momentul în care Dumnezeu vorbește de bine, vorbirea lui Dumnezeu mișcă lucrurile, pentru că toate lucrurile vin în ființă prin puterea cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, din perspectivă biblică, cuvântul binecuvântare sau conceptul acesta de binecuvântare înseamnă, dincolo de perspectiva asta strict etimologică, terminologică, înseamnă revărsarea a tot ce Dumnezeu are mai bun peste viața noastră în momentul în care Dumnezeu rostește asta în dreptul vieții noastre. De la viața noastră, de la fiecare bătaie a inimii noastre, până la lucrurile materiale pe care noi le avem, toate sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Viața, și în primul rând viața spirituală, este cel mai mare dar pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Și când spunem binecuvântare, din perspectivă biblică, înseamnă revărsarea a tot ce Dumnezeu are mai bun peste viața noastră. De asta binecuvântare poate fi sinonim și cu har, pentru că în Biblie cuvântul har, iarăși un cuvânt pocăiesc pe care noi îl folosim adeseori, Domnul să-ți dea har, harul lui Dumnezeu să fie cu viața ta, ei, înseamnă de asemenea favoarea pe care Dumnezeu o face pentru noi, fără ca noi să o merităm. Acum vreau să mă ascultați. În Biblie, întotdeauna, binecuvântarea lui Dumnezeu e condiționată. Adică, de exemplu, când Dumnezeu vorbește de bine despre Iov, El o face pentru că Iov merita treaba asta. Așa cum, dragi copii, părinții voștri vorbesc de bine despre voi atunci când meritați. Când nu meritați, nu mai vorbesc la fel de bine. Exact la fel stau lucrurile și din punct de vedere biblic, dacă vreți. Binecuvântarea lui Dumnezeu în Biblie este întotdeauna condiționată de ascultare. Și dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că istoria lumii începe cu o binecuvântare și cu un blestem. Cu binecuvântarea pe care Dumnezeu o rostește peste primii oameni și le spune: dacă veți asculta de mine, veți fi binecuvântați. Și apoi cu blestemul în care primii oameni intră din cauza neascultărilor. Și veți vedea de asemenea, dacă cercetați scripturile, că istoria lumii se va încheia tot cu o binecuvântare și cu un blestem, atunci când Dumnezeu va spune: veniți binecuvântații Tatălui, sau unora le va spune: plecați de la mine, blestemaților. Și dacă cercetăm scriptura, și în mod special dacă cercetați Vechiul Testament, știu că nu suntem așa de pasionați, mai ales de Vechiul Testament, și mai ales de primele cărți în Biblie, dar veți vedea că întotdeauna există această dualitate, binecuvântare, blestem. Și în textul pe care îl voi prezenta înaintea voastră, că asta a fost doar prezentarea textului, că facem noapte de veche, nu de alta, că e Revelion, nu? Veți vedea că există această dualitate, acest paradox, dacă vreți, între binecuvântare și blestem. Și întotdeauna, dacă ne uităm în Scriptură, la un moment dat Moise stă în fața poporului și le spune în Deuteronom 11, versetele 26 și 27 și 28, zice așa: pun înaintea voastră astăzi blestemul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântare dacă veți asculta de poruncile lui Dumnezeu și blestem dacă nu veți asculta de poruncile lui. Vreau să accentuez aici pentru că în lumea noastră pentecostală, câteodată cuvântul blestem și binecuvântare sunt interpretate într-un mod aproape magic și total greșit. N-are nicio legătură cu Scriptura. Unii percep binecuvântarea ca pe un act magic, motiv pentru care sunt oameni care își aduc copilul la binecuvântare și nu mai calcă prin biserică ani de zile, crezând că copilul va rămâne mai departe binecuvântat. Total fals. Alții cred, de asemenea, vorbind despre blestem, că blestemul e un act magic de o legătură spirituală, dragii mei. Biblia e mult mai pragmatică din punctul ăsta de vedere. Moise stă în fața poporului și le spune oamenilor în felul următor: dacă ascultați de Dumnezeu, veți fi binecuvântați. Dacă n-ascultați de Dumnezeu, veți fi blestemați. Binecuvântarea nu e un act magic, adică
Mi se întâmplă câteodată, fiind predicator, să mă duc în anumite locuri și oamenii se aștepte enorm de la mine, să creadă că sunt un om care are puteri magice și ies în față, ies cu, câteodată cu zecele, cu sutele, am văzut ieșind în față o grămadă de oameni. Mi s-a întâmplat nu de mult să fiu undeva și cineva efectiv să ia mâinile și să și le pună pe cap, crezând cumva că mâinile mele au puteri magice, nu i-am schimbat decât freza, nimic altceva. Pentru că din perspectivă biblică, dragii mei, binecuvântarea nu e un act magic, ci binecuvântarea este condiționată de ascultarea de Dumnezeu. În momentul în care trăiești în ascultare de Dumnezeu, în mod automat tu ești binecuvântat. Adică în mod automat Dumnezeu vorbește de tine și în momentul în care Dumnezeu vorbește bine de tine, binecuvântarea lui Dumnezeu sau tot ce Dumnezeu are mai bun se revarsă asupra a trei domenii din viața noastră. Și am spus că o să vă citesc imediat, că citind o să vă și explic și după aia ajungem la final. Sunt trei domenii asupra cărora se revarsă Dumnezeu. Dumnezeu vrea să reverse tot ce are mai bun în viața noastră. Mai întâi și cel mai important e domeniul spiritual. Primul domeniu și cel mai important în care Dumnezeu vrea să-și reverse tot ce are mai bun e sufletul nostru și tot ce ține de sfera lucrurilor spirituale. Nu întâmplător spune Biblia în Efeseni, în capitolul 1, versetul 3, spune Biblia acolo și vorbește, nu vă citesc încă o dată sau nu vă spun încă o dată versetul, îl cunoașteți, îl puteți vedea pe videoproiector, îl puteți citi în Biblie, dar Biblia vorbește acolo despre niște binecuvântări cum? Duhovnicești. Ce înseamnă binecuvântări duhovnicești? În primul rând, cea mai mare binecuvântare duhovnicească este mântuirea sufletului. Și spune Apostolul Pavel aici că toate binecuvântările care țin de sfera spirituală le primim de la Dumnezeu în Hristos Iisus. Ce înseamnă asta? Adică le primim de la Dumnezeu în mod condiționat dacă avem o relație personală cu Iisus Hristos. Când vorbim așadar de binecuvântare, în primul rând ne gândim la asta. De-aia la un moment dat în cartea lui Nehemia, nu vă mai dau referința biblică pentru că sunt prea multe, există acolo niște preoți care fac o rugăciune extraordinară și îi spun lui Dumnezeu în felul următor. Doamne Dumnezeule, spun ei, binecuvântat să fie numele Tău slăvit care este mai presus de orice binecuvântare. Adică, ceea ce contează cel mai mult când vorbim despre revărsarea, tot ce Dumnezeu are mai bun în viața noastră, e prezența lui Dumnezeu în viața noastră. De fapt, binecuvântare spirituală asta înseamnă să-L avem prezent pe Dumnezeu în viața noastră. Punct. Nimic altceva. Și când vorbim despre binecuvântare din punct de vedere biblic, asta înseamnă în primul rând, pentru că noi de multe ori spunem, mă mai duc câteodată pe la frați și zic, fratele cu tare e binecuvântat. Mai ales la frații romi, ei au obiceiul ăsta să spună, fratele, zice, frate, binecuvântat. Exact asta e expresia pe care o folosesc. Dacă îi spun fratele e un frate binecuvântat, se gândesc că are o casă cu minim 15 camere, că are o mașină de minim 100.000 de euro, că are nu știu câte relații și așa mai departe. Pentru că de foarte multe ori când ne gândim la binecuvântare, ne gândim în primul rând la lucrurile materiale. Și așa de frumos se roagă preoții când spun binecuvântat să fie, Doamne, numele Tău care este mai presus de orice binecuvântare. Când zice că e mai presus de orice binecuvântare, se referă la faptul că evreii înțelegeau de foarte multe ori, exact cum înțelegem noi astăzi, binecuvântarea având de-a face mai degrabă cu celelalte sfere ale vieții noastre, nu cu cea spirituală. Ei, din punct de vedere biblic, când vorbim despre binecuvântare sau revărsarea a tot ce Dumnezeu are mai bun pentru viața noastră, spunem de fapt, cel mai important lucru e ca Dumnezeu să fie prezent în viața noastră. Omul care l-are pe Dumnezeu prezent în viața lui este un om binecuvântat. Amin. Mi-e frică că am vorbit eu prea repede. O zic mai rar. Omul care l-are pe Dumnezeu prezent în viața lui este binecuvântat. Amin. O fost o leacă mai bine. Mai zic o dată. Omul care l-are pe Dumnezeu prezent în viața lui e binecuvântat. Amin. De asemenea, mai sunt încă două categorii. Prima e cea spirituală, a doua e cea materială și fizică și a treia este cea relațională. Mă voi referi doar la cea materială. În Geneza, capitolul 26 cu 12, Biblia vorbind despre Isaac, spune așa, Isaac a semănat în țara filistenilor și a strâns rod însutit, căci Domnul l-a binecuvântat. Deci,
Și când vorbim despre sănătate și când vorbim despre prosperitate materială, da, și acestea pot fi o binecuvântare de la Domnul. Ele se subordonează primeia. Cele mai importante binecuvântări din punct de vedere biblic sunt cele duhovnicești. Și binecuvântare duhovnicească înseamnă să-L ai prezent pe Dumnezeu în viața ta. Pe de altă parte, când Biblia vorbește despre revărsarea, tot ce Dumnezeu are mai bun în viața noastră, vorbim și de domeniul material și fizic, pentru că Dumnezeu poate să aducă și sănătate. Eu sunt Yahweh Rafa, le spune Dumnezeu evreilor în Vechiul Testament, Dumnezeul care te vindecă, și eu te binecuvântez și cu sănătate, dar în același timp, Dumnezeu e Cel care ne poate binecuvânta și din punct de vedere relațional. Slăvit să fie numele Lui. Dar pentru ca să primim de la Dumnezeu binecuvântarea, există în Proverbe, eu am identificat 6 condiții, nu știu dacă o să reușesc să mă opresc asupra tuturor în seara asta, dar măcar vi le prezint. Capitolul 13, Proverbe 13, zice așa. Și observați, sunt prezentate în mod paralel. Învățăm să citim Scriptura, îmi place să facem studiu biblic în seara de Revelion, slăvit să fie Domnul. Veți vedea că în fiecare verset e această prezentare duală. Versetul 1. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Observați? Partea pozitivă și partea negativă. Pun înaintea voastră binecuvântarea și blestemul, zice Dumnezeu prin Moise. Cine ascultă de Dumnezeu e binecuvântat, cine e batjocoritor și n-ascultă mustrarea e blestemat. Simplu. Prima condiție ca să fii binecuvântat este ascultarea. A doua, versetul 2. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de silnicie. Apropo, în traducerea Cornilescu întâlnim de multe ori cuvântul silnicie, pentru cei care sunteți pasionați de Scriptură și nu numai, e sinonim cu violență. Adică cei stricați, cei care n-ascultă de Dumnezeu, cei care nu știu să fie stăpâni pe vorbirea lor, au parte mai degrabă de violență. De ce? Că sunt provocatori în vorbire și când ești provocator în vorbire, s-ar putea să te alegi după aceea cu violență. Versetul 3. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Acum trecem la a treia condiție. A doua e vorbirea, prima e ascultarea, a treia. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. De ce leneșul dorește mult și totuși n-are nimic? Pentru că leneșul nu face nimic altceva decât să dorească. Și dacă nu muncești nimic toată ziua și nu faci nimic, nu faci decât să-ți imaginezi, mă, dacă aș avea casa aia, da, dacă aș mai face și aia, da, dacă aș mai face și aia. Și omul care visează cu ochii larg deschiși. Pe când dacă ești harnic și muncești, nu prea mai ai timp să-ți dorești așa de multe lucruri. Versetul 7. Deci a treia condiție e munca. Amin. Ascultare, vorbire, muncă. 4. Unul face pe bogatul și n-are nimic. Altul face pe săracul și are totuși mare avuții. Versetul 7 parcă e scris pentru români. Ascultați, mai zic o dată. Unul face pe bogatul și n-are nimic. Altul face pe săracul și totuși are mare avuții. Nici nu mai trebuie să zic nimic. Parcă descrie societatea românească post-revoluționară, că tot se vorbește acum de ultimii 30 de ani după Revoluție. Exact așa suntem noi. Când suntem săraci, ne place să părem mai bogați decât suntem și rețelele de socializare ne ajută în privința asta. Și când suntem bogați, ne place să părem mai săraci. Pe principiu să nu vină careva să înceară ceva. Acum, a patra condiție ca Dumnezeu să ne binecuvânteze este sinceritatea. Și dacă citim, mai ales în Cartea Proverbelor, Biblia ne spune așa. Du-ți rangul cu demnitate. Ești sărac? Fii demn. Ești bogat? Asumă-ți faptul că ești bogat. E foarte interesant cum prezintă Cartea Proverbelor și în special înțeleptul Solomon perspectiva asupra bogăției și sărăciei. El zice lucrurile se echilibrează. Dumnezeu alege ca unii și binecuvântează din punct de vedere material, alții Dumnezeu îngăduie să treacă prin momente mai grele de sărăcie, dar lucrurile se echilibrează. Pentru că cei bogați dăruiesc celor mai săraci, săracii se îmbogățesc puțin, bogații mai sărăcesc puțin și uite că așa se echilibrează lucrurile.
Fii sincer. Acum, mai citesc încă versetul 8. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrarea. Știți la ce sărac se referă aici? La ăla care e sărac pentru că e leneș. Și din păcate există și categoria asta de oameni. Spune Biblia aici, leneșul dorește mult și totuși n-are nimic. De ce? Că el numai dorește. Și acum, iarăși, pentru generația mai tânără, versetul 11. Ascultați-mă, dragii mei tineri. Bogăția câștigată fără trudă scade. Dar ce se strânge încetul cu încetul? Na, aici cu încetul cu încetul. Mai citesc o dată. Încetul cu încetul. Crește. Bogăția câștigată fără trudă scade. Sunt o grămadă de statistici care ne vorbesc despre ăștia care câștigă la loto și care pierd 98%, am citit de curând, virgulă, nu știu cât, din oamenii care câștigă la loto milioane de dolari, îi pierd din ce cauză? Din cauză că nu știu să administreze banii și nu pun valoare pe ei. De ce? Pentru că eu câștigat fără niciun fel de efort. Bogăția câștigată fără trudă. Știți ce se întâmplă cu ea? Scade. Dacă n-ai muncit pentru banii ăia, așa cumperi, nu te gândești de două ori. Dar ce se strânge încetul cu încetul? Crește. No, eu vă întreb, care vrea să strângă încetul cu încetul? Că cei mai mulți visează, dacă m-aș putea întoarce în timp să cumpăr bitcoin și să-i vând înainte să scadă. Majoritatea, și n-aș vrea să vă supărați pe mine, dragi tineri, dar mulți din generația aceasta visează să se îmbogățească peste noapte. Unii dintre voi vreți să aveți la 20 de ani mai mult decât au părinții voștri la 50 sau la 60. E, chestia asta, încetul cu încetul, asta e grea. Și acum versetul 12, ca să înțelegeți de ce e importantă munca asta și îmbogățirea sau acumularea lucrurilor materiale încetul cu încetul. Versetul 12, pentru că s-ar putea să ajungem în situația în care dacă zici, bă, dacă mi-ar da Dumnezeu nu știu cât, să știi că eu aș da. Mi-a zis careva, acum în urmă cu ceva vreme, frate, zice, roagă-te să mă binecuvânteze Dumnezeu, să mă îmbogățesc, că dau la biserică nu știu cât. Mă, zic, eu mă rog să dai acum, când ai puțin. Da. Că eu știu că dacă tu nu dai acum, când ai puțin, când o să ai mult, nici nu mă mai vezi, e mulți din Oradea. Dar să vedeți de ce. Pentru că în momentul în care dacă n-ai acumulat lucrurile materiale încetul cu încetul și te trezești bogat peste noapte, se întâmplă un fenomen foarte ciudat. E un fenomen pe care îl descrie Biblia aici în versetul 12 și îl mai descrie într-un verset undeva mai jos, mi se pare 19. Zice așa, o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este ca un pom de viață. Și versetul 19 spune, împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celui nebun sau celor nebuni le este urât să se lase de rău. La ce se referă aici? O dorință împlinită este ca un pom de viață. Ei, dacă te îmbogățești dintr-o dată și ajungi la nivelul ăla în care nu-ți mai dorești nimic, practic lucrul ăsta te omoară din punct de vedere psihic, emoțional și mai ales spiritual. Există o categorie de oameni care ajung la nivelul ăsta și nu neapărat că au atât de mulți bani. Și acum, din nou mă voi adresa generației de astăzi. Știu că unii din generația de astăzi se mulțumesc să aibă anumite lucruri. De ce? Pentru că v-ați obișnuit să aveți o securitate materială oferită de părinții voștri. Și atunci dacă am mașină, am lucruri materiale și nu mai îmi doresc nimic, să te ferească Dumnezeu să ajungi în situația în care să nu-ți mai dorești nimic. Unii dintre cei mai de succes oameni din lumea asta, nu vreau să dau nume, îi cunoașteți, unii dintre cei mai mari miliardari, și-au păstrat mintea întreagă și totuși au reușit să aducă lucruri de valoare pentru umanitate. Știți de ce? Pentru că și-au păstrat atitudinea umilă. Și încă ceva. Unii dintre ei locuiesc în case foarte simple, unul din ei și acum conduce o mașină din 1971. De ce? Pentru că un om care e multimiliardar ar putea să ajungă în situația în care se spune nu mai îmi doresc nimic. Și în momentul în care omul ajunge în situația în care spune nu mai îmi doresc nimic, practic omul ăla moare. De asta spune Dumnezeu prin Solomon în Cartea Proverbelor, o dorință împlinită este ca un pom de viață. De asta e important la început de an să spui anumite dorințe și să zici, bă, îmi pun targetul ăla, ajung acolo, treaba asta să aduce o bucurie. Când ai ajuns în situația în care zici, băi, ce-ți mai dorești? Nimic. Am tot ce-mi trebuie, ce-mi trebuie, zile libere și atât.
Și din păcate există o generație care nu înțelege lucrul ăsta. Versetul 15. A cincea condiție ca să fii binecuvântat. Eu vi le prezint acum, așa cum ne prezintă Biblia. O minte sănătoasă câștigă bunăvoința, dar calea celor stricați este pietroasă. Îmi place imaginea asta. Orice om chipzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunia. Deci Biblia vorbește aici despre minte sănătoasă, dragii mei frați, vorbește despre chipzuință, vorbește despre cunoștință. Pentru că al cincilea lucru, a cincea condiție ca să fii binecuvântat e să înveți să gândești. Și dragii mei frați pocăiți, noi trebuie să învățăm să gândim cu mintea noastră. A fi pocăit înseamnă să-L ai pe Dumnezeu prezent prin Duhul Sfânt în viața ta și Duhul Sfânt să-ți lumineze mintea. Eu am trăit o exasperare ani de zile când stând de vorbă cu diversi frați, îmi aduceau ca argument pentru diverse lucruri din viața lor, ce le-a spus nu știu care proroc, ce le-a spus nu știu care predicator, ce-l mai auzit printr-o predică, de parcă noi n-am avea o minte pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o și n-am avea Duhul lui Dumnezeu care să ne lumineze mintea. Dacă citiți, și aici vreau să fac o paranteză și să vă spun așa, dacă citiți scrierile din Noul Testament, veți vedea că la un moment dat, de exemplu Pavel zice că despre astfel de lucruri nici măcar n-ar trebui pomenite în mijlocul vostru. De multe ori ca pastor trebuie să le spui oamenilor niște lucruri de care parcă ți-e rușine să le spui. Dacă ați observat, pastorația în Biserica Lumina nu e o pastorație de clasa a doua. Zicea Petre Țuțea despre evanghelici, care are o problemă cu evanghelicii, faptul că promovăm o etică de clasa a doua. Adică unii așteaptă ca pastorul să-i spună, trebuie să merg la stânga, trebuie să mă duc la dreapta, trebuie să mă trezesc dimineața, trebuie să citesc și așa. Dragii mei, Biblia are niște principii. Dumnezeu ne-o dă minte și ne-o dă Duhul Sfânt și Duhul Sfânt ne luminează mintea. Și sunt lucruri pe care n-ar trebui eu să le pomenesc, să faceți aplicație în viața voastră. Ba mai mult, spune Biblia că tot ce nu vine din încredințare este păcat. Adică există limite diferite. Fiecare dintre noi avem limitele noastre. Știți care e riscul? Și am văzut că e la modă o categorie de predicatori care își predică limitele lor. Care vin și spun, asta e limita mea, prin urmare cine trece dincolo de limita asta, în ea direct ajunge. Ceea ce e greșit. Mie Dumnezeu mi-a dat cuvântul Lui, rostul meu nu-i să predic încredințările mele, cum mi se pare mie, nu. Rostul meu e să proclam principiile Lui Dumnezeu. De asta, de exemplu, sunt întrebat câteodată, bă, dar de ce nu scrie nimic despre fumat în Biblie? Mă, nu scrie. Dar eu cred că e păcat. Există în Biblie principii pe care le regăsim în Biblie și Dumnezeu ne-a dat minte și ne-a dat Duhul lui cel Sfânt și Duhul Sfânt ne luminează să pricepem. Și sunt multe alte lucruri care nu sunt explicit în Biblie, dar mai cred ceva. Eu cred că a fi pocăit înseamnă să fii deștept. Amin. Parcă n-ați crede același lucru. Așa a zis, amin. Nu, a fi pocăit înseamnă ca să fii deștept. De ce? Că Duhul Sfânt îți face update. Pocăință, știți ce înseamnă? Nu plânset, cum credem noi de multe ori, ci pocăință înseamnă schimbarea gândirii. Asta înseamnă la propriu, metanoia, schimbarea gândirii. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu îți luminează viața, Duhul lui Dumnezeu e Cel care te învață, El te învață, spune Biblia, să o rup cu păgânătatea. Nu trebuie păstorul să vină să spună, sunt 7 fraze în comitet în urma ta, vezi că am primit informații despre tine, fii atent cum te comporți, n-ai nevoie de așa ceva. Noi nu promovăm genul ăsta de moralitate, n-am format în biserica asta un comando de frați mai în vârstă care să fie pe urma cuiva, nu-i treaba noastră să urmărim pe nimeni dacă conștiința ta nu te urmărește și dacă Duhul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a pus în tine, nu te avertizează și nu lucrează la nivelul conștiinței tale, egal cu zero. Când Pavel își apără moralitatea în fața bisericii din Corint, în capitolul 1 din cartea 2 Corinteni, le spune așa, martor îmi este Dumnezeu și propria conștiință. Dacă n-ai conștiință și n-ai Duhul Sfânt, știți în ce cădem? Într-o formă de legalism foarte ieftină, în care au căzut multe biserici evanghelice și care cred că asta înseamnă să fii pocăit. Să stai cu pușca pe fiecare membru din biserică, să le montezi la toți câte un microchip eventual, câte o cameră de filmat și fiți atenți, suntem cu ochii pe voi. Și ultimul punct, dar nu mai le-am prezentat acum, dar până la jumătate terminăm, sper. Versetul 20. Cine umblă cu înțelepții, se face înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău.
Pentru că al patrulea cuvânt s-ar putea să vi se pară cu totul și cu totul neașteptat, care condiționează binecuvântarea lui Dumnezeu, sunt prietenii, sunt ceilalți. De ce? Pentru că omul este o ființă socială. Nu există om, da, nu, cât ai fi de introvert, de închis în tine, de călugăr, de dornic de singurătate, de melancolic, nu există om care să nu fie și rezultatul mediului în care se află. De aceea Biblia ne avertizează și ne spune de atât de multe ori că prieteniile rele strică obiceiurile bune și nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, spune Biblia. Și când spune necredincioși, nu zice ortodoxi, nu zice catolici, ci zice necredincioși, că sunt din păcate și în biserici destui necredincioși. De asta Biblia ne avertizează și ne spune, fiți foarte atenți, voi nu sunteți doar rodul vostru, ci sunteți și rodul, mediul în care vă aflați. Și dacă vreți să fiți binecuvântați, zice, cine umblă cu înțelepții se face înțelept, adică va fi binecuvântat și spiritual, și material, și din punct de vedere fizic, și din punct de vedere relațional. Dar cine cui place să se însoțească cu nebuni, o duce rău. Pentru că dacă te însoțești numai cu oameni care zic, bă, noi mâncăm până nu mai putem. Sau îi mai auzi pe unii lăudându-se, bă, eu atât am băut până când am căzut sub masă. Tu ești și rodul mediului tău, de aceea Biblia avertizează și spune, fii atent, e important mediul în care te afli și de asta e importantă biserica și de asta facem programe de biserică și de asta e important să vii aici și de asta e important să faci parte dintr-un departament și de asta e important să slujești, pentru că tu nu ești numai rodul deciziilor tale. Fără să-ți dai seama, deciziile tale sunt influențate și de prietenii tăi. Știu că nu ne place să recunoaștem asta. Asta e adevărul. Sunt 6 condiții, le reiau pe toate 6. Prima condiție, ascultarea. Îmi spunea cineva, zice, mie îmi place să ascult, dar pe mine însumi. Biblia spune chiar în primul verset pe care l-am citit, un fiu înțelept ascultă, bagiocoritorul nu ascultă. Și apoi în versetul 18 spune așa, sărăcia și rușinea sunt cu cel ce leapă de mustrare, adică cu omul care nu ascultă. De foarte multe ori întâlnesc tipologia omului bagiocoritor. Știți care e caracteristica principală a celui bagiocoritor? E mândria. Omul care zice, bă, numai bine te-ai gândit, eu sunt cel mai potrivit om. Ăla care se pricepe la orice, orice l-ai întreba, el știe întotdeauna. El n-are nevoie să ceară niciun sfat de la nimeni, întotdeauna se uită așa, condescendent înspre tine, superior. N-are nevoie de sfaturi. El s-a născut învățat. De obicei, omul ăsta, așa spune Biblia, până la urmă, sărăcia și rușinea se leagă de viața lui. De ce? Pentru că niciun om din lumea asta nu s-a născut învățat. Și nu-i rușinos, la orice vârstă ai avea, să întrebi. Câteodată, chiar din exemple negative, îmi spunea un tânăr, frate, zice, am crescut într-o familie în care tata era alcoolic, dar până și de la tata am învățat ceva. De exemplu, am învățat să nu beau alcool absolut deloc. Pentru că am văzut care sunt nenorocirile pe care alcoolul le poate aduce într-o casă, într-o viață. Și chiar dacă tata a fost un om cum a fost, uite, și din exemplu ăsta negativ am putut învăța ceva. Există categoria asta a bagiocoritorului care nu învață niciodată de la nimeni nimic. E omul care întotdeauna, am spus, dacă mergi cu o problemă la el, îți spune, măi, exact omul potrivit. L-ai căutat și l-ai găsit. Fugiți de oamenii ăștia. Uitați-vă în Biblie, când Dumnezeu cheamă un om, știți care e atitudinea? Aduceți-vă aminte de Moise, aduceți-vă aminte de Ieremia, amintiți-vă de Ezechiel și de toți prorocii lui Dumnezeu. Când sunt chemați, întotdeauna spun, Doamne, dar cum de te-ai gândit exact la mine? Pentru că eu sunt cel mai slab, sunt cel mai tânăr, sunt cel mai neputincios, eu nu știu nici să vorbesc. Bagiocoritorul, când vine cineva să-i spună, m-am gândit la tine, zice, oh, perfect, nu știu cum de până acum nu te-ai gândit la mine. De-aia nu merge treaba că nu te-ai gândit până acum la mine. Dacă te-ai fi gândit din prima la mine, fugiți de oamenii ăștia. Omul înțelept știe să ceară un sfat. Da, și de la unul mai tânăr. E foarte greu, mai ales când te pui în rândul părinților. Mă, da, pot învăța ceva de la copii. Da, dragi copii, și părinții voștri au de învățat de la voi.
în primul rând, e invers, că Biblia spune copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri. Nu-i invers, da? Dar câteodată și părinții au ceva de învățat de la prunci. Nu fi niciodată din categoria asta a bagiocoritorului. Învață să asculți. Știți câte idei bune poți învăța chiar de la oameni la care te uiți și zici, bă, dar ce o să învăț eu de la ăla? Dar are mai puțină școală decât mine. Cei mai mulți dintre noi am fost învățați să ne rugăm de oameni care nu știau poate nici să citească, care au fost bunicii noștri. Cei mai mulți dintre noi am învățat să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu de la oameni care nu știau să citească foarte bine, care aveau, cum zicea bunica sau bunicul, 4 clase ca trenul, dar oamenii ăștia care au fost înaintea noastră n-au avut atât de multă școală ca noi, totuși ne-au învățat lucruri care ne mântuiesc sufletul. Și ce poate fi mai important decât să ai sufletul mântuit? Pentru că cea mai mare binecuvântare e să-L ai pe Dumnezeu prezent în viața ta. Prin urmare, nu-i niciodată sub demnitatea noastră să stăm în fața oricărui om, oricât de sărac, oricât de puțin școlat, oricât de incult, am zice noi, oricât de disprețuit, și totuși să învățăm ceva. Da, de la un om pe care nu-l bagă nimeni în seamă, da, de la un om marginal, da, de la unul care nu-i foarte cu multe școli, totuși poți învăța ceva. Dacă ești un om înțelept, poți învăța de la oricine. De-aia învață să asculți. 2. Învață să vorbești. Și când spun să vorbești, Biblia spune, și aici aș vrea să corectez o perspectivă greșită care există și în lumea penticostală, cu anumite influențe carismatice, și n-aș vrea să o ia personal cineva, sau dacă trebuie să o ia personal, nu e nicio problemă, puteți să o luați și personal, dar să ne ajute Dumnezeu să ne corectăm. Proverbe, capitolul 18, cu versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune, moartea și viața sunt în puterea limbii. Și acum, unii oameni au venit și au spus așa, tu, omule, ai putere prin rostirea cuvintelor tale să construiești propria viață. Nu există în Biblie așa ceva. Cel care creează viața prin puterea cuvântului este Dumnezeu. E adevărat că viața și moartea stau într-un fel în puterea vorbirii noastre. În ce sens? În sensul în care, aduceți-vă aminte, Ieremia spune la un moment dat în capitolul 18 cu 18, când niște oameni au venit și au spus, haidem să-l omorâm cu vorba, poți omorâ un om cu vorba, adică îl poți termina psihic, chiar și fizic, administrându-i tot felul de corecții verbale, terminându-l, spunându-i tot felul de cuvinte rele, spunându-i copilului tău că nu va face niciodată nimic, că e incapabil, că e limitat, îl poți termina. Poți administra vorbe care să-l termine pe celălalt. Îmi spunea cineva despre un frate dintr-o biserică, în urmă cu ani de zile a fost pus sub disciplină pe nedrept. Oamenii lor vorbi de rău și au zis că au făcut nu știu ce păcate. L-au pus pe ultimul rând în biserică și omul ăsta a suferit extraordinar de mult pentru că a slujit prin predicare ani de zile. L-au pus acolo, l-au terminat cu vorbele și de inimă rea, omul pur și simplu a murit la un an și ceva. Mai târziu au aflat că toate vorbele erau neadevărate. Deci în sensul acesta, prin vorbele pe care le spui, poți să faci rău și din punct de vedere emoțional, pentru că, sigur, vorbele pot distruge din punct de vedere emoțional, pot distruge din punct de vedere psihic, pot induce tot felul de stări de anxietate, de neliniște, stări de depresie, dar în același timp pot să afecteze și din punct de vedere fizic. Dar vreau să vă avertizez. Nu înseamnă că dacă tu rostești, cum spun unii, eu rostesc binecuvântare, e binecuvântare. Zic casă mare, închid ochii, e casă mare. Rostesc vindecare, opa, magic, vindecare. Nu există așa ceva. Când Biblia spune în Proverbe 18 cu 21 că moartea și viața sunt în puterea limbii, se referă, și Biblia se interpretează cu Biblia, în mod special la ce spune Biblia în Romani, în capitolul 10 cu versetul 9, unde zice așa, ascultați. Dar că mărturisezi deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. În sensul acesta, viața și moartea stau în puterea vorbirii. În ce sens? În sensul în care, prin vorbirea ta, faci o afirmație despre Dumnezeu și afirmația aceasta despre Dumnezeu e una mântuitoare, adică recunoști pe Iisus Hristos ca mântuitor în viața ta și prin această recunoaștere tu câștigi viața. În momentul în care spui nu-L recunosc pe Dumnezeu ca fiind, pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, tu intri sub blestem. La asta se referă.
Dar vedeți, noi oamenii ne schimbăm discursul foarte repede. Și veți vedea în Matei capitolul 16 că Petru, când întreabă Domnul Iisus cine zic oamenii că sunt eu fiul omului, Petru imediat se ridică și spune: Tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Deci face o afirmație extraordinară. Domnul vine și spune despre cuvintele lui Petru: Bravo, Petre, bine ai zis, tu ești Petru și pe această piatră care sunt cuvintele tale, adică declarația ta despre mine, recunoașterea faptului că eu sunt fiul lui Dumnezeu, că sunt Hristosul, că sunt Mesia, tu ești Petru și pe această piatră, adică pe vorbele tale, voi clădi biserica mea. Numai că același Petru, dacă citiți acolo, veți vedea puțin mai jos. Domnul începe să vorbească despre patimile lui și același Petru vine și zice: Să te ferească Domnul. Așa ceva. Și ce spune Domnul Iisus? Înapoi a mea, Satana. Vedeți cum îi se schimbă discursul? De fapt, când Biblia spune că stă în puterea limbii noastre, în puterea vorbirii noastre, viața și moartea, ne avertizează, fiți atenți, ce spuneți despre Dumnezeu? Care sunt declarațiile pe care voi le faceți despre Dumnezeu? Și vă avertizez pe aceia dintre voi care foarte ușor puneți numele lui Dumnezeu în fel și fel de vorbe de ocară. Nu zic de blestem că sunteți pocăiți. În sensul acesta, spune Biblia, fiți foarte atenți. În puterea vorbirii voastre stă viața și moartea. Adică calitatea mărturisirii voastre despre Dumnezeu afectează viața voastră. Ce spui despre Dumnezeu îți afectează viața. Că așa spunem noi despre oameni multe și nevrute. Dar ce spui despre Dumnezeu? De asta e important Matei 16. Ce spui despre Dumnezeu îți schimbă viața. Acum, ce ne face pe noi să ne schimbăm discursul? De obicei, sunt nervii. Nu ziceți amin. Aduceți-vă aminte de ucenicii Domnului Iisus care la un moment dat se duc într-o localitate, nu-s primiți cum ar fi vrut și știți ce idee au. Zic: Doamne, foc din cer peste toți ăștia. Știți ce le spune Domnul? Nu știți de ce duh sunteți călăuziți. No, exact același lucru ți-l spun ție, dragul meu, când de nervi spui niște vorbe din astea pe care n-ar trebui să le spui. N-ai habar ce duc te călăuzește. Dacă ai ști, dacă ai vedea, câteodată rugăciunea mea: Doamne, deschide-ne ochii. Că suntem exact ca ucenicii când mânați de temperament, de nervi, mă, las că ia radio, îi zic eu. Și câteodată chiar folosind numele lui Dumnezeu într-un context cu totul și cu totul nepotrivit. Și nu ne dăm seama de fapt ce duc ne călăuzește. Dacă am vedea spiritual ce duc stă în spatele acestor vorbe, n-am mai vorbit vreo două săptămâni. De aia, binecuvântarea lui Dumnezeu e condiționată de ascultare, de vorbire. Hai, te rog, și cântă la pian, că altfel mănâncesc. Și și cald. E bine că avem căldură acum când e cald afară. Și asta. Punctul 3. Binecuvântarea lui Dumnezeu e condiționată și de muncă. Amin la asta. No, aici așa greu a fost cu aminul, Doamne, dar nu pun somn. Nu, fiți atenți. Versetul 4. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Bogăția câștigată fără trudă scade, v-am povestit despre asta, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Vrei binecuvântare? Muncește pentru ea. Vrei mântuire? Hristos a biruit în locul tău, dar prin credință. Umblă în biruința lui Hristos. Știți cum suntem noi? Odată un tată, unui tată, sau la un tată, vine un băiat și spune: Tată, aș vrea niște bocanci, că toți colegii mei de la școală au bocanci din ăia. Erau ceva bocanci la modă în vremea aceea. Și taică să-i zice: Uite cum facem. Îți dau bocanci ăștia cu o singură condiție. Avem în pod o grămadă de grâu. Iei grâu de acolo, îl mulți din partea stângă în partea dreaptă. Tata era bătrân, prin urmare, băiatul nostru s-a dus în pod, a văzut grămada de grâu și a zis: N-are habar tata, nu poate urca în pod, trag un pui de somn și după aia cobor și zic că am rezolvat treaba. Zi și făcut. Doarme, se trezește, vine la taică să zice: Tati, am rezolvat problema. Și tata zice: Tu ești un mincinos. N-ai mutat. Se gândește el: Bine, mă, o fi urcat tata, cu toate că n-am auzit nimic mișcându-se scara. Eu știu că
Poate o ascultat, poate o ascultat, poate că o ascultat. Așa că de data asta urcă în pod, nu lucră nimic, dar bate pe două oale. Să creadă taică-su că se mișcă. Se mișcă o leacă din stânga în dreapta, bate pe două oale și am făcut gălăgie destulă, 100% acum mă crede. Coboară, murdar, știți cum făceați voi când vă făceați că lucrați? Că murdărești o leacă, s-a murdărit o leacă, apare așa. Tata a rezolvat problema. Mă, e și mai mare mincinos. Până la urmă urcă omul în pod și zice, mă, până la urmă ce-o fi? Cine știe? Ce metodă are tata să mă vadă? Așa că, decât să stau să bat pe două oale un ceas în pod, decât să dorm și să nu rezolv nimica, hai că mai bine mut, că nu-i mare lucru. Într-o jumătate de ceas, mut. Și mută el greu și când termină de mutat, jos de tot, găsește pantofii. Ascunși acolo, sub grămada aia mare de greu, erau bocancii aia pe care el și dorea așa de mult. Morala întâmplării e următoarea. Vrei binecuvântarea lui Dumnezeu? Ea se află sub un morman mare de muncă, de sacrificiu, de slujire. Noi am vrea ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie magică. Să vină păstorul cu bagheta magică să zică, ești binecuvântat. Aleluia! Care e următorul la rând? Mai pune un de lemn, frate. Așa v-am dat cu un de lemn, nu la tăți, cu hidranțe, numai cu un de lemn am fi. Binecuvântarea nu e un act magic, nu. Ea ține de ascultare, de efort. Sub un munte mare de rugăciune se află binecuvântarea lui Dumnezeu. Sub un munte mare de sacrificiu, de post, de rugăciune, de participa la biserică, de sacrificiu pentru lucrarea lui Dumnezeu, vrei binecuvântare? Ea se poate doar muncind. Și zice Biblia acum, încetul cu încetul. Nu-i ceva care, mă, eu vreau să fiu binecuvântat din punct de vedere spiritual și peste noapte să devin nu știu ce mare om al lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Apostolii după 3 ani de zile de stat cu Domnul Iisus or fugi cu toții. Deci nici tu nu o să devii cel mai mare om al lui Dumnezeu într-o noapte. Imposibil. Apoi, al patrulea lucru, fii sincer. Unul face pe bogatul și e sărac, altul face pe săracul și e bogat. Nu intra în jocul ăsta de imagine. Mă duc acolo, mă lucrez nu știu cât, fac cu tare lucru, contează imaginea. Nu contează imaginea. Nu contează în primul rând marca. Să vadă alții că ești bogat sau nici nu contează să vadă alții că ești sărac. Unora le place să se plângă, altora le place să se laude. Biblia spune, dacă Dumnezeu a îngăduit să treci printr-o perioadă mai grea din punct de vedere material, fii demn, poartă-ți rangul cu demnitate, ești mai bogat. Dumnezeu te-a binecuvântat, înțelege că și bogăția ta depinde de puterea lui Dumnezeu, dar în același timp asumă și ceea ce ești. Fii sincer, dacă vrei să fii binecuvântat. Al cincilea lucru, o minte sănătoasă câștigă bunăvoința. Orice om chipzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunia. E foarte important, când vorbim despre binecuvântare, să învățăm să gândim. Biblia ne spune asta de mai multe ori și în special în Cartea Proverbelor. În Proverbe 24:25, mai un verset pe care voiam să vi-l spun în legătură cu asta. Zice așa, celor ce judecă drept le merge bine și o mare binecuvântare vine peste ei. Celor ce gândesc drept. Dacă vreți să traducem așa, celor care gândesc corect, celor care și-au cultivat modul de a gândi drept, adică în acord cu voia lui Dumnezeu, în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, că citiți aici și veți vedea, dar n-am citit tot capitolul și veți vedea că despre asta este vorba, a gândi drept înseamnă a gândi în acord cu principiile lui Dumnezeu. Pe oamenii ăștia care își cultivă o asemenea gândire, îi așteaptă o mare binecuvântare. Învață să gândești cu mintea ta, de-aia Dumnezeu ți-o da minte și Duhul Sfânt. Și 6. Fiule, fii atent la ce mediu ai, la ce prieteni pui în jurul tău. Dumnezeu se laudă cu prietenia cu Avram și spune, Avram este prietenul meu. Spune despre Moise, Moise e prietenul meu. Domnul Iisus se uită la ucenicii lui și spune, voi sunteți prietenii mei. Și ce lucru poate fi mai deosebit decât cineva să-și dea viața pentru prietenii lui? Cine umblă cu oameni înțelepți va deveni înțelept. Dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău. Și vă mai citesc doar ce spune Biblia în Proverbe 18:24 în legătură și cu tot cu asta. Cine își face mulți prieteni,
Cine își face mulți prieteni, cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui. Dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Ne înconjurăm de oameni, mai ales online, avem iluzia asta că dacă ne cunosc mulți oameni la greu, ne putem baza pe ei. Nu vă puteți baza pe ei. În jurul nostru sunt mulți oameni. Fiecare dintre noi avem un mediu. Dar de fapt, oameni despre care să-ți spui e cu adevărat un prieten, sunt foarte puțini. Nu întâmplător e aici un prieten. Dar vreau să vă spun ceva și cu asta voi încheia. Există un singur prieten care a venit în lumea asta și a murit pentru păcatele noastre. El este Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. El este prietenul pe care te poți baza cu adevărat. Prietenii aceia pe care i-ai ajutat, care ai crezut că sunt confidenții tăi, dar ți-au înșelat așteptările, prietenii aia care ai spus, ăștia nu o să mă lase la greu, de fapt, în realitate, când ajungi la greu, uită de tine. Așa stau lucrurile în lumea asta. Ne naștem singuri, murim singuri. E unul singur care rămâne alături de noi întotdeauna, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Slăvit să fie numele Lui. Mai zic o dată, slăvit să fie numele Lui. Nu știu cu câți prieteni te-ai înconjurat. Rolul bisericii e să ai un mediu sănătos, de oameni înțelepți, pentru că tu ești rodul mediului în care te afli, care să aducă lucruri bune în viața ta. Dar mai ales, nu uita, dacă nu l-ai pe acel prieten, care este Iisus Hristos, ca prieten al vieții tale, te rog în seara asta, spune-i Lui, Doamne Iisuse Hristoase, coboară în viața mea. Și Dumnezeu te poate cu adevărat binecuvânta. Un an nou binecuvântat, asta înseamnă. Ăsta era titlul predicii din această seară. Un an nou cu adevărat binecuvântat. Sunt 6 condiții ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să învățăm să ascultăm, să învățăm să vorbim, să învățăm să muncim, să fim sinceri, să gândim și să alegem oamenii pe care îi punem lângă noi. Haideți în momentele care urmează să ne închinăm prietenului nostru, Domnului nostru Iisus Hristos. Vă invit să vă ridicați în picioare. Invit aici în față echipa de închinare. E seara de Revelion, nu vă grăbiți nicăieri. Știu că n-aveți nimic altceva programat, pentru că după terminarea întâlnirii noastre vom avea și un timp scurt de părtășie, ceai, cafea și sărățele. Varianta low cost. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în alți ani vom fi mai pe bogăție. Aș vrea în momentele care vor urma să venim cu toată recunoștința înaintea Lui. El ne poate binecuvânta. Amin, Biserică Lumina. Vă doresc un an nou binecuvântat. Un an nou binecuvântat. Dumnezeu să ne binecuvânteze sufletul. Dumnezeu să ne binecuvânteze lucrurile materiale. Dumnezeu să ne binecuvânteze din punct de vedere fizic cu sănătate. Dumnezeu să binecuvânteze relațiile noastre ca fiind relații sănătoase. Și haideți din toată inima să ne închinăm înaintea Lui și să-i spunem: Doamne, eu te iubesc. Mila ta e nesfârșită. Și dacă mila lui Dumnezeu a fost nesfârșită în anul care a trecut, în anul 2024, mila lui Dumnezeu va fi la fel. Hai să proclamăm din toată inima și să-i spunem: eu te iubesc. Și vreau acolo unde sunteți să stați în atitudine de închinare. Merită Dumnezeu închinarea noastră în această seară.